Narcisiștii fac doar ceea ce vor ei să facă sau, în anumite situații, dacă simt că ceva le aduce un beneficiu, știu să facă promisiuni. În relația cu un narcisist îți vei da seama rapid că ei au tendința să nu-și respecte promisiunile. S-ar putea să se comporte de parcă le pasă de tine și ar vrea să-ți ofere totul, chiar să-ți pună lumea la picioare. Dar în timp, situația se schimbă sau starea lor de spirit se schimbă, chiar dacă au făcut promisiuni. Oare se va schimba? Sau ce s-a întâmplat de când au făcut ultimele promisiuni? Vă salut, dragilor! Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Știu că în relația cu narcisiști ați primit promisiuni multe, unele chiar mărețe, dar câte dintre acele promisiuni au devenit și realitate? Așadar, azi vom dezbate acest subiect, narcisismul și promisiunile false. Dacă ai înțeles sau îți dai seama că narcisistul nu respectă ceea ce spune, face sau va face, este timpul să înveți despre promisiuni false, adică falsificarea viitorului. Așadar, să înțelegem acest concept în care multe promisiuni ale narcisiștilor eșuează. Promisiuni făcute la începutul relației când narcisiștii vorbesc despre dorința unui viitor cu tine. Ei pot discuta de la etapa de logodnă, căsătorie, cumpărarea unei case, de a avea o familie cu mulți copii, o familie reușită și minunată. De obicei, aceste discuții orientate despre viitor au loc chiar la începutul relației, când narcisiștii fac promisiuni cu privire la viitor pentru a da impresia că se angajează în relație. Dar falsificarea viitorului este atunci când o persoană minte sau promite ceva despre viitorul tău sau viitorul personal pentru a obține ceea ce își dorește în momentul prezent. Nu are nicio legătură cu viitorul. Ar putea fi la fel de simplu ca atunci când promite că te sună, iar apoi să nu-și mai aducă aminte. Sau poate promite că veți pleca într-o vacanță, dar nu va face asta niciodată și nici măcar nu va face un pas în acea direcție. Sau chiar să facă promisiuni că vă căsătoriți și să priviți apusul de soare împreună, să trăiți fericiți pentru tot restul vieții, dar totul pentru a te satisface în prezent și a te controla. Odată ce îi percepeți ca fiind foarte dedicați față de voi, veți fi și mai deschiși și dispuși să le dedicați timpul și atenția voastră. În plus, nu vei fi surprins atunci când profită de tine, cerând diverse servicii din care să obțină diverse avantaje. Prin promisiuni și falsificarea viitorului, narcisiștii obțin exact ceea ce își doresc. Îi dedici timpul, atenția și vei fi dispus să faci asta în continuare, pentru că ai convingerea că ai întâlnit partenerul sau partenera dorită și probabil este persoana pe care ai căutat-o dintotdeauna. Și uite că universul ți-a adus-o în viața ta. Dar în relația cu narcisiști, aceste promisiuni nu vor fi realizate niciodată, pentru că ei te împodobesc cu afecțiune, cu atenție la începutul relației, reușind să te facă să te îndrăgostești până peste cap. În alte cuvinte, să-ți pierzi capul. Dar aceeași experiență cu promisiunile vor exista pe tot parcursul relației. Odată ce te-au prins și sunt în control, vor începe să-și schimbe comportamentul. S-ar putea să înceapă să te insulte, să dispară ore sau chiar zile și să se comporte ca și cum tu nu mai însemni nimic pentru ei. Acest lucru face parte dintr-un ciclu în care inițial te împodobesc cu atenție, iubire, dragoste, doar pentru a te devaloriza în timp și a trece la pasul următor. Din moment ce te-ai îndrăgostit de atenția, de iubirea, de afecțiunea pe care ți-a demonstrat-o la începutul relației, pur și simplu vei munci mai mult pentru a recâștiga afecțiune din partea lor, de a primi ceea ce ai primit în prima perioadă a relației. Dacă încă mai crezi promisiunile amoroase pe care le-au făcut în prima perioadă, în timp începi și crezi că ceva este greșit. Începi să crezi că ceva este greșit cu tine.
că ai parte sau ești responsabil pentru ce se întâmplă, pentru problemele din relație, pentru romantismul și fericirea care au fost cândva. Le-ai experimentat, le-ai trăit, te-ai bucurat de acele momente de iubire, de afecțiune, iar ele au dispărut și începi să crezi că este vina ta. Exact asta își dorește narcisistul, ca tu să crezi promisiunile pe care le-a făcut la început. Atâta timp cât crezi aceste promisiuni, le vei permite să continue să profite de tine și să te amăgească. Acest comportament va exista pe tot parcursul relației. Dar dacă încă nu sunteți convinși că narcisiștii nu sunt de încredere, luați în considerare următoarele semne și verificați dacă într-adevăr promisiunile lor au fost într-adevăr reale. Atunci când în mod repetat nu reușesc să facă ceea ce spun sau promit că vor face, promit să facă ceva pentru tine, dar mai târziu neagă sau nu recunosc că au făcut vreodată această promisiune. Când menționezi sau le aduci la cunoștință că te afectează lipsa lor din relație, lipsa de atenție și implicarea lor în relație, ei pot deveni furioși sau defensivi sau pot găsi o modalitate de a te învinovăți pentru comportamentul lor. Este vina ta că ei se enervează. Este vina ta că ei nu-și țin promisiunile. Promit să-și schimbe comportamentul, dar asta se va întâmpla numai atunci când amenințați că veți pune capăt relației și simt că pierd controlul. Comportamentul lor devine fluctuant, adică una caldă, una rece. Într-o zi vorbesc despre cum vă veți petrece restul vieții împreună, iar asta doar ca să te atragă și să-ți ofere tratamentul tăcut câteva zile mai târziu. Pot fi iubitori și de la iubitori la respingători. Pot spune chiar, da, cred, am greșit, de data asta voi ține cont, nu se va mai repeta, bine că mi-ai spus, acum știu și voi ține cont, voi face așa cum îți dorești. Când nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile lor, când nu sunt dispuși să li se spună atunci când greșesc sau să recunoască când greșesc și să lucreze la schimbarea comportamentului, nu există nicio speranță. Niciuna. Și cu cât îngropi mai devreme acea speranță și plângi despre ce ai crezut că este în relație, cine ai crezut că este acea persoană, viitorul pe care ți l-ai imaginat, la care ai sperat, cu cât mai devreme îngropi asta și nu mai plângi pentru asta, cu atât este mai bine pentru tine. Pentru că acea speranță este toxică. Acea speranță începe să-ți polueze viața. Acea speranță începe să te facă să te simți că ai nebunit, că te întorci continuu, dar te întorci pentru un abuz repetat. De la o persoană care nu se va schimba niciodată și nu-și va ține promisiunile. Ce trebuie să înțelegi este că narcisismul, în general, nu-și țin promisiunile. Este doar o tactică de manipulare. S-ar putea să se întoarcă din când în când la faza de iubire, de atenție, dar acest ciclu toxic va continua și vor reveni în curând la devalorizare. Așa cum am spus, vor avea perioade calde și perioade reci. Atunci când lumea au nevoie de serviciile voastre, vei primi doar negare. Iar când simt că pierd controlul, vor reveni cu toate tentaculele asupra voastră să vă prindă din nou în control. Cu toți cunoașteți zicala, speranța moare ultima. Dar în anumite situații sau comportamente, ar fi bine de știut că speranța poate fi sau este periculoasă. Iată de ce. Oamenii se pot schimba atunci când vor și își doresc să facă o schimbare. Oricine se poate schimba, fiecare om are potențial de a se schimba, de a schimba comportamentul, dar majoritatea oamenilor ori nu pot, ori nu vor și aleg să nu o facă. Aleg să nu se schimbe. Ce este important și esențial este că noi nu putem schimba oameni, dar putem să ne schimbăm noi. Și întotdeauna alegerea este individuală. Nu trebuie să-ți spună cineva să te schimbi, dar când îți spune cineva că ai un comportament defectuos, verifici și încerci să faci ceva dacă îți dorești. Mă bucur și chiar vă încurajez să împărtășiți experiența voastră.
Iar dacă informațiile de azi le găsești utile și crezi că ar mai ajuta un suflet ca tine, nu uita să dai mai departe. Vă încurajez să împărtășiți părerea voastră sau experiența personală. Cum sau când v-ați dat seama că promisiunile au fost în zadar, care a fost decizia voastră, ce măsuri ați luat, ce ați schimbat, posibil experiența ta să mai ajute un suflet ca tine. Dacă vrei să primești mai multe informații despre narcisism și cum să te protejezi, apasă butonul de abonare, dar și clopoțelul pentru a fi notificat cu noile postări. Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rog să le lăsați în cutia de comentarii și voi veni asupra lor. Până data viitoare vă trimit gânduri bune, vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul.